Bine ați revenit la mobilissimo.ro, eu sunt Alex și sunt la standul Nokia de la Mobile World Congress 2022. Telefonul este Nokia G11, un terminal de buget, care va costa în România 699 de lei în versiunea cu 3 GB de RAM și 32 GB de stocare. Acum, telefonul ăsta promite 3 zile de autonomie cu o baterie de 5050 mAh. Se încarcă la 18W. Are multe dotări în comun cu Nokia G21, de altfel, și seamănă, sunt foarte ușor de confundat. Asta este versiunea de culoare pe care o avem aici, este un fel de bej maroniu, rulează Android 11 și ni se promit 2 ani de actualizări de sistem de operare, dar și 3 ani de actualizări de securitate. Bateria aceea de 5050 mAh ar ține 3 zile, n-ar fi rău deloc. Acum, ecranul este unul HD+, cu breton picătură sus, 6.55, 90 de Hz refresh rate. Sună gaming, dar nu chiar, că procesorul este un Unisoc T606. Unisoc a fost făcut mare de Nokia, pentru că au vândut tablete cu Unisoc în India și Motorola a vândut tablete cu Unisoc în India. Am văzut un procesor Unisoc și pe tabletă Samsung, pe telefoane, de la toate brandurile. Unisoc a depășit Exynos de la Samsung ca la capitolul cotă de piață. Deci este noul MediaTek. E subestimat deocamdată, face procesoare mai low power, dar pe viitor e posibil să crească. Așa, pe lângă acest CPU avem 3 GB de RAM, 32 GB de stocare, mai este și o variantă cu 4 și 24, mă refer la RAM și stocare. Tocmai am declanșat Google Assistant pentru că e un buton fizic lateral dedicat lui Google Assistant, abordare pe care am văzut-o destul de des în ultima vreme, din nou la Motorola și Nokia. Lateral avem butonul power, cuciritor de amprente integrat. Telefonul este fabricat din plastic și are certificare IPX2, înseamnă că rezistă la anumite stropiri și intemperii. Alte lucruri pe care vi le pot menționa, captură audio OZO, ceea ce nu e rea pentru pachetul ăsta de dotări. În față avem o cameră selfie de 8 megapixeli în acest breton picătură, în vreme ce în spate este un setup triplu. Camera principală 13 megapixeli cu autofocalizare, 2 megapixel macro, 2 megapixel bokeh, are și blitz LED și hai să vedem puțin și interfața. Ar trebui să avem și slot microSD care suportă carduri de până la 512 GB. Așa arată interfața camerei. Asta este zona video, sunt curios de rezoluție. Eu aș ghici că este Full HD. OZO Audio, Video Resolution, camera frontală Full HD, camera din spate Full HD, așa cum așteptam. Bun, avem foto, avem portrait, cu niște extra moduri, binevenite la banii ăștia, mod de captură nocturnă, secțiunea More, Timelapse, Slow Motion, Macro și Panorama. Ar trebui să avem și niște AI, să vedem treaba asta. Dacă mă apropii foarte mult aici, văd că n-are AI. AI-ul l-au păstrat pentru Nokia G21. Acolo, când mă apropiam de ceva, îmi propunea automat modul macro. Acolo e o cameră de 50 de megapixeli. E un pic mai fâșneață la capitolul ăsta. Bun. Ăsta e telefonul entry-level de buget de la Nokia. Vine în martie în România. V-am zis cum stăm cu update-urile. 2 ani de update OS. Este Android 11 la ora actuală. Înseamnă că o să treacă la Android 12 și 13. 3 zile de baterie. Asta trebuie să testez. Revenim cu review. Poate chiar înainte de lansare, deci cândva prin martie, începutul luna martie. Cam atât la Mobilissimo, de la Barcelona, la revedere!